bună ziua, alături de domnul director de la Perla Invest, în telegondolă. Ce facem? Suntem un faliment? Nu suntem un faliment? Nu. Bine, mie îmi plac, cred că discuțiile cele mai interesante sunt în biroul meu din telegondolă, pentru că aerul este mai ozonat și atunci cred că ne vin și ideile, ne vin mult mai bine. Nu, în primul rând este foarte oportună interpelarea dumneavoastră, pentru că în primul rând cetățenii orașului trebuie să fie informați și trebuie să aibă informația corectă. Și eu știu că atât la ziarul dumneavoastră cât și la postul dumneavoastră ați preluat informația de la parteneri și ați dat-o corectă. Au fost discuții și sunt discuții în piață, ca să zic așa, despre Perla Invest, tot felul de discuții, și aș dori să lămuresc câteva aspecte foarte clare. În primul rând, societatea Perla Invest nu se află în insolvență. A fost o cerere de intrare în insolvență de la un furnizor care se cheamă LucriServ pentru un sold de 60.000 de lei de la lucrări făcute în decursul anilor, lucrări care au depășit 90 de zile. Da, am avut somații, avem somații de la mai mulți furnizori și dumneavoastră au hotărât această procedură, este o procedură perfect legală. Am reușit să facem o tranzacție și miercuri 18 martie a fost anulată această cerere de intrare în insolvență. De altfel, mă și așteptam la așa ceva. Am făcut o tranzacție cu societatea la care aveam datorii și judecătorul sindic a parafat, ca să zic așa, a ștampilat această înțelegere a noastră și compania Perla Invest merge mai departe. Chiar dacă societatea Perla Invest ar fi intrat în insolvență, nu era un lucru rău. Insolvența înseamnă, de fapt, începutul unui proces de reorganizare, un proces în care poți să-ți duci oarecum liniștit un plan de reorganizare până în 48 de luni, 36 de luni și plus încă 12. Din punct de vedere al datoriilor care le aveți pe bănci, poate da. Mai bine să fiți în insolvență. Bine, să nu uităm că, dacă tot a spus de... E vorba de o singură bancă, de Alpha Bank, e vorba despre un credit la care banca are expunere, sau la care noi mai avem încă datorii în jur de 38 de milioane de RON, ca să discutăm în lei românești, aproximativ 9 milioane de euro. Este singura bancă la care noi avem datorie, este creditul prin care s-au făcut toate aceste investiții, pe care de altfel au mai fost discuții, trebuie să ne le asumăm. Eu mi le asum ca manager al companiei, deși nu le-am făcut eu, dar aș dori să punctez puțin și pe acest aspect. Adică suntem un oraș turistic și turismul într-un oraș mic, cum e Piatra Neamțu, se dezvoltă într-un număr de ani și numărul ăsta de ani undeva peste 10 ani. În toate țările dezvoltate, în Austria, Franța, Elveția, turismul s-a dezvoltat în 20 de ani. Bine, sunt parametri diferiți, dar eu zic că putem avea un turist de calitate cu niște pachete turistice și o să discutăm la momentul oportun despre ce putem face și împreună cu Consiliul Județean. Am avut o discuție și sper să dezvolt discuția cu domnul președinte Iacoban. Deci, gândim într-un număr de ani. Ne asumăm aceste investiții și aș dori ca și cetățenii să înțeleagă. Decât să comentăm, decât să criticăm, haideți să ne asumăm cu toții ca și cetățeni. S-a făcut investiția, este făcută. Ne asumăm această investiție. A fost, cetățenii au ales o conducere, un primar, primarul și-a ales oamenii din primărie, s-a luat decizia în acea echipă a primăriei să facă aceste investiții. Haideți să respectăm ceea ce s-a făcut și să vedem ce putem face de acum încolo. No, haideți să fim foarte sinceri, ca să fim sinceri până la capăt. Da. Telegondola a fost o promisiune electorală onorată pentru care noi am votat. Să fim foarte sinceri. Noi la Piatra Neamț am votat pentru telegondola. Că ne place, că nu ne place, că ne-am dat seama după aia că telegondola aduce nicăieri și așa mai departe. Asta este altă discuție. Da. Dar noi am votat pentru această telegondola fiind ca primă promisiune electorală din partea domnului Gheorghe Ștefan, care atunci candidat la primărie pentru prima oară. Eu am preluat două instalații pe cablu. Eu așa le văd, chiar nu văd deloc ele. Eu nu pot vedea electoral, pentru că am făcut un istoric. Am înțeles. Deci, eu venind din management privat, eu am două instalații pe cablu și fac tot posibilul să caut acele anexe, că spuneați că nu duce nicăieri. Adică eu caut să fac anexe
Și chiar înainte de discuția noastră am avut o discuție cu un posibil partener și pentru Ștran și pentru Cozla, sunt niște carturi speciale. Adică eu caut soluții să fac activități pentru clienții care urcă pe gondola. Eu atât pot să văd, nu că am o gândire. Ultimele statistici din turism arată că aproape 3/4 din turiștii care vin în România din alte țări vin pentru simpozioane, manifestări. Așa este. Este un turism oarecum targetat. V-ați gândit să faceți o sală de conferințe sus, să faceți ceva care să atrageți acest... Bineînțeles, este nu numai strategia noastră. Deja, după cum știți și am publicat și pe site-ul dumneavoastră, și pe ziar, avem scoase la licitație un număr de spații, atât la clădirea plecare Telegondola, cât și pe Muntele Cozla. Pe Muntele Cozla avem o clădire tip iglu, unde deja am făcut seminarii, ceea ce a spus mai înainte, numai turiștii, cât și companiile multinaționale își fac team building-urile, întrunirile de firmă într-un ambient de acest gen. Bineînțeles că ne interesează să avem o sală de conferințe. Ne-ar interesa ca să operăm în nume propriu cât mai multe activități pentru a ieși. M-ați întrebat la început dacă suntem în faliment. Nu suntem. Avem datorii la furnizori, bancă, ANAF. La salarii nu avem nicio datorie. Ca orice societate care se descurcă mai greu în această economie de piață, e un ambient puțin mai dificil economic, nu suntem în faliment, tocmai căutăm soluții, căutăm parteneri din mediul privat, pentru că ei poate să facă business-ul mult mai dur, ca să zic așa, decât noi. Noi acționăm după niște legi mai greoaie câteodată și atunci și pentru această sală de conferințe și pentru hotelul pe care l-am preluat, aflat deja în construcție, căutăm parteneri care să finalizeze aceste construcții și să, împreună cu ei, să creăm aceste activități care se adresează turiștilor, nu numai din afară, cât și din regiunea noastră, cât și companiilor multinaționale. După cum vă spuneam, avem un număr de spații și aș vrea să punctez și aici că suntem foarte transparenți. Avem un număr de spații la clădirea plecare Telegondola, avem spații comerciale pe Muntele Cozla, absolut orice client sau persoană juridică, PFA, II, care gândește o activitate pentru un an de zile, ne dorim să închirim aceste spații pentru minim un an de zile, la prețuri începând cu 4-5 euro pe metru pătrat, office@cozlapark.ro sau direct la sediul companiei Perla Invest sau pe o aplicație direct pe site www.cozlapark.ro. Primim propuneri de la absolut oricine, le analizăm și bineînțeles că facem licitație. O ultimă întrebare. Dacă ar fi să dați la o parte ce plătiți la bancă din creditul pentru construirea Telegondolei, da, ce luați pe mere? Dați pe mere într-o lună? Suntem aproape. Dacă ar fi să lăsăm banca la o... Aici iarăși este o discuție. Suntem în pline discuții cu banca și cu stafful primăriei condus de domnul primar Dragoș Chitic. Gândim soluții, aș putea spune zilnic, pentru a preda creditul și respectiv primăria să preia creditul la Alpha Bank. Dacă am lăsat creditul la o parte, să nu uităm că Perla Invest operează activități de sezon, vară și iarnă. Noi căutăm soluții pentru extra sezon. Să zicem că am fi aproape de, să zicem că am fi aproape de venituri cu cheltuielile, adică aproape de zero, ca să zic, nu pe minus. Și dacă nu ar fi datoriile vechi pe care compania Perla Invest le are la ANAF, Brandner, APASER și așa mai departe, este foarte posibil ca și compania Perla Invest să se poată descurca, adică să opereze un serviciu de calitate, să dea și o redevență primăriei de câțiva lei și să fie și cetățeanul și clientul mulțumit. Da, noi depindem foarte mult de vreme, nu trebuie să uităm acest aspect. Cu cât avem mai multe activități extra sezoniere, cu cât avem recuperările din piață de la datornicii noștri, cu atât compania poate să ruleze un cash flow și poate să-și plătească furnizorii. Tot am văzut discuții pe tema Ștranului, da. Dacă tot suntem cu dumneavoastră, ce se întâmplă acolo? Se închiriază spațiile, nu se închiriază? Sincer, vă spunem noi, pe sursele noastre, deja știm vreo 2-3 care li s-au făcut dor de Ștran să ia ei niște bucăți, să facă, da, să dreacă, să... Noi am operat
Noi am operat, operăm de 3 ani, de 4 ani de fapt, ștandul tineretului. Zic eu, cu activități foarte bune, cu un ștrand curat. Din păcate, dacă aș putea spune așa, contractul dintre primăria Piatra Neamț și compania Perla Invest expiră în mai 2015. Care era concesionat de la primărie, să înțeleg. Era un contract de asociere între acționarul nostru, municipiul Piatra Neamț, și compania Perla Invest. Un contract în care se dădea în administrare domeniul public care aparține municipiului Piatra Neamț. Acest contract expiră pe 27 mai și automat primăria nu mai are bază legală ca să poată să continue acest contract de asociere și atunci va fi scos la licitație dreptul de administrare al ștrandului tineretului. Licitația la care se poate înscrie oricine. Acum, deci ștrandul va fi scos la licitație pentru administrare. Când? În ședința de Consiliu Local din martie va fi analizat și probabil votat draftul de caie de sarcini, regulament și așa mai departe și probabil în luna aprilie va fi această licitație. Adică va fi o licitație publică, transparentă. Bineînțeles că atât Primăria Piatra Neamț cât și noi, Perla Invest, ne dorim acolo un partener care să facă un refresh la tot ce este acolo, pentru că sunt destul de multe proiecte în jur și atunci ne dorim un partener serios care să plătească redevență la primărie care să opereze servicii de calitate în interiorul ștrandului și eu îmi doresc și sper că o să fie alegerea cea mai bună pentru un operator care să facă într-adevăr ceva bun în ștrandul tineretului. Cine face acest caiet de sarcini este foarte important ca să ne dăm seama cine... Caietul de sarcini îl face primăria Piatra Neamț. Nu are nicio legătură Perla Invest. Noi ne dorim și sperăm să participăm la licitație. Ne-am dorit foarte mult, numai că și expiră acel contract și situația economică nu ne ajută prea mult. Păi dacă cineva de la primărie vrea ca ștrandul să ajungă la o altă firmă, este suficient să pună condiție să veniți cu certificat fiscal pe zero și v-ați luat la revedere de la ștrand. Este o condiție, nu trebuie să pun aici, trebuie să punctăm foarte clar. Eu, în primul rând, este foarte clar că și știu foarte sigur că se analizează foarte transparent această procedură de licitație pentru ștrandul tineretului. Vă dați seama că sunt, adică nu-și permite nimeni, zic, în vremurile noastre să păi facă altfel. E legal să vă pun. Dar certificatul fiscal, deci ești obligat ca să ceri de lege, ești obligat ca să ceri un certificat fiscal care atestă faptul că nu e datorii atât la ANAF cât și la finanțele publice locale. Este o condiție necesară de a participa la licitație, nu-l cere primăria. Nu, primăria cere o cifră de afaceri consistentă, rezonabilă, cere o garanție, cere o propunere tehnică, adică cu ce vrea să facă partenerul în ștrand, cere, oferă un număr de ani și bineînțeles că oferă locația ștandului tineretului, dar eu nu cred că o să vină cineva care nu are legătură cu acest fenomen. Bineînțeles că participă și societățile Consiliului Local și sunt sigur că se va găsi varianta cea mai bună pentru a avea un ștrand curat, pentru a avea activități cât mai bune, prețul bune pentru client și redevență pentru primărie. Pentru că cel mai important este ca primăria, eu consider că ar trebui date astfel de activități, cum e și sala sporturilor, sala polivalentă, cum e și Forum Center, ar trebui date și știu că la fel gândește și domnul primar Dragoș Chitic, trebuie gândite parteneriate public-private, care să plătească, care să aducă bani către primăria Piatra Neamț, să nu consume, primăria să nu fie nevoită să plătească tot felul de angarale și acolo se desfășoară activități pentru cetățeni, cât mai multe evenimente, să vină un bănuț la primărie și cetățenii să aibă cât mai multe activități în aceste locații. Și ștrandul face parte din aceste obiective. Trebuie să vă spun sincer că nu am ajuns încă la... Da, o firmă privată acționează mult mai dur, vă spuneam, la astfel de business-uri. Adică, da, nu știu, noi poate renunțăm mai greu la o organigramă care am stabilit-o acum un an sau doi ani sau trei ani. O firmă privată își face calculul mult mai la rece, analizează și ia măsurile mult mai drastic.
Vă mulțumesc frumos și o să mai venim la dumneavoastră în vizită. Vă aștept cu mare plăcere și mai ales în biroul nostru din Telegondola. Eu tot ce pot să vă promit este că vă ținem la curent și vă dăm informațiile cele mai clare, cele mai sincere. Știu că sunt discuții în piață, dar cele mai informația cea mai bună o aflați direct de la noi și de la mine personal. Și vă putem spune că gândim, facem strategii, căutăm soluții împreună cu stafful primăriei, ca în primul rând cetățenii să aibă servicii de calitate și, bineînțeles, economic, societatea să o ducem în parametri cât mai buni în continuare. Vă mulțumesc foarte mult!